Din nou în studiul TV. vorbim despre soluții inovatoare, inovative, cum vreți să le spuneți și bineînțeles cum rezolvăm problemele solului, pentru că solul are destul de multe probleme, agricultorii noștri știu lucrul acesta și se conving din ce în ce mai mult pe zi ce trece că este nevoie de a avea un sol din toate punctele de vedere și fizic și chimic și, cum vreți voi, echilibrat și bun. Și atunci avem unul din specialiștii din agricultura românească, Bogdan Costa, team leader Carmeuza Agricultură România și Republica Moldova, Bogdan Costea, o firmă care, o să vedeți, care merge România, încearcă să, grup, încearcă să vă dea aceste soluții. Și tocmai începusem acea prezentare și începusem cu partea fizică, am arătat și am explicat în partea întâi, ajunsesem la partea a doua, și să începem cu partea aceea în care explica foarte bine într-un tabel Bogdan cam ce înseamnă elementele MPK-uri pe care toată lumea le știe, MPK-urile, ce înseamnă acele elemente în sol. Bogdan, te rog, continuă din acel moment. Bineînțeles. Deci, după cum vă spuneam, îmi zicea la un moment dat un fermier într-o prezentare, domne, fă ceva să înțelegem și noi. Fă și tu o imagine mai, mai ilustrativă, așa. Și am făcut o analogie cu cămara noastră. Adică, imaginați-vă că vă aflați încă o cămară, aveți doar conserve, dar nu aveți desfăcători. Ei, tocmai asta e și în sol. Toate sunt blocate, toate elementele și avem nevoie de desfăcător. În cazul ăsta, desfăcătorul este teracalcul. Da? El desface, practic, conservele de azot, conservele de fosfor, conservele de potasiu, da? Ducând pH-ul la o limită neutră, unde toate elementele sunt, uh, se, sunt uh, disponibile plantelor. Vă rog, putem schimba putem schimba, vă rog. Mulțumesc. Aici e, e, un aspect foarte important care în Uniunea Europeană prezintă o importanță deosebită și va prezenta și la noi în următoarea perioadă. Ce se întâmplă aici? Se pare că într-un pH acid, adică sub 6, avem metale grele care se absorb. Și uitați că în Belgia, de exemplu, n-ai voie să cultivi spanac, salată, dacă ai un pH sub 6. Deci deja încep. Ne uităm uh, și făceam o paralelă cu o carte din 2003 la domnului Bolan și colaboratorii din Franța. Putem observa că la un pH de 5,2, de exemplu, am, mai, am de 250 de ori mai mult cadmiu în frunza de rapiță față de un pH neutru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de acolo ajunge în sămânță și mai devreme sau mai târziu în farfuria. În mâncare, da. Mâncare, da, farfurie. Cadmiu. Ce cadmiu? Nichel cadmiu. Erau bateriile telefonului. Da, lucruri. da, mâncăm baterii, un cum să spun. Un metal greu care nu aduce la lucruri bune. E clar. Și asta le-am observat la un pH acid. Așa că atenție, pH-ul acid vă face rău și dumneavoastră. Înțeleg din ce ce mai mulți că trebuie să păstreze pH-ul neutru? Înțeleg, nu? Înțeleg. Încep să înțeleagă. E, e ceva fantastic cât de deschiși sunt în ultima perioadă. Adică văd problema, că practic problema o semnalează în primul rând din structură, că au băltiri, au probleme, băi, uite, nu mi se dezvoltă da, bine fază. și după aia în producție, analiza solului și văd despre ce se întâmplă, în producție și după ce au, chiar și fermieri care au, eu știu, rezultate foarte bune și producții foarte bune, uh, au o problemă că n-au constanță, adică ce aducem noi cu calcul. Constanță, la aia trebuie să ajungem, adică trebuie să faci 10 tone la porumb și pe în linie medie, trebuie să da. crești ușor, dar nici de cum să te duci la șase. Pentru că aia nu e constanță e Și nu e, uh, nu e un pas înainte Putem schimba Aici e o poză care arată efectiv Ce se întâmplă cu deblocările din sol Cu cât punem la dispoziție Elementele blocate și gândiți-vă Deci aplicând Teracalco Deblocăm elementele Care le aplicăm anul ăsta Adică îngrășămintele pe care le aplicăm În anul în curs, dar și ce am avut blocat în sol Așa că s-ar putea să avem niște producții Uriașe, pentru că Practic rezerva noastră de îngrășăminte pe care noi o avem blocat în sol, el o pune la dispoziție. Bineînțeles, aici aplicăm, o să vedeți mai departe, pe baza unui plan. Iar uh, iarăși, vă povesteam de cele trei aplicații, mai avem una foarte interesantă, consumul specific. Nu știu câtă lume știa că, de exemplu, pentru o tonă de rapiță avem nevoie de 50-60 de kg de calciu versus 30-50 de kg de fosfor. Cu alte cuvinte, am nevoie de mai mult calciu decât fosfor. Uh, nu știu cine știa că la soia, de exemplu, am nevoie de 35 de kg de calciu și doar 24 de fosfor. Nu știu cine știa, de exemplu, că la porumb avem nevoie de aceeași cantitate de fosfor ca de calciu. E, da. Sunt niște lucruri care nu sunt știute și care ar fi bine să, să, să le știm când ne facem planul de fertilizare, obligatoriu. Să includem și calciu în el, pentru că este un element foarte important ne ajută, vrem o producție de 10 tone, avem nevoie de 120 de kg de calciu obligatoriu. Altfel nu putem face. Și conform teoriei lui Liebling, știm foarte bine că uh, elementele nutritive care sunt în deficit, ele vor limita producția. Sigur că da, el influențează Vă rog, putem producția. Schimba. La fel și la legume, exact același lucru, la fel și la pomii fructiferi. Putem schimba, mulțumesc. Adică sunt niște tabele comparative pe care le-ai făcut tocmai pentru a ilustra, da. ilustra, tocmai necesitatea ca toate elementele din sol să fie la maxim, adică să poată fi utilizate de către plantă. Exact, exact. Sunt niște tabele pe care le-am luat în Sunt publice? Apropo, da, le găsesc la publice. voi pe site, nu? Se Se găsesc și la noi, sunt ale uh, reprezintă practic cercetările domnului profesor Mihai Rusu de la, de la Cluj. Și, și, dumnealui amintea de niște aspecte foarte importante care, din păcate, sunt neglijate, adică esența calciului în fertilizări. Bun, să ne întoarcem la teracalcul. Ce face? Concluzionând, odată deblochează elementele. Asta trebuie să știe fermierii. Deblochează, fermi... de elementele nutritive. Într-un an așa greu, în care prețurile principalelor îngrășăminte explodează, trebuie să folosim la maxim ce avem în sol. Da? Asta înseamnă că trebuie să aplicăm trebuie să aplicăm un deblocator. Și asta este teracalcul. Mai departe, împiedică absorția aluminiului și metalelor grele. Un lucru foarte important și care în viitor va fi, uh, va fi foarte interesant pentru, pentru agricultura românească. Pentru cea europeană este de acum. Uh, iar dacă ar fi să discutăm de, de următorul aspect, îmbunătățește viața microbiană. Putem să observăm o plantă, cum arată o plantă într-un pH de 5, cum arată într-un pH de 7, da? Am viață microbiană, am viețuitoare care îmi afânează solul. Deci toate lucrurile astea, solul e un organism viu care se află într-o interdependență în procese, adică unul depinde de celălalt, da? Dacă l-am rezolvat unul, îl ajut pe celălalt. Viața microbiană se schimbă odată la 30 de zile, toată viața microbiană, da, atenție! e durata de viața unor... Exact! Am un pH de 5,2, l-am făcut de 6,26,5, am altă viață microbiană, am alte bacterii care îmi pun mie la dispoziție elementele nutritive. E foarte important să știm lucrul ăsta pentru că, de exemplu, am de aproximativ 200 de ori mai multe bacterii care îmi pun la dispoziție azotul la un pH neutru față de la un pH de 6, de exemplu. E un, e un aspect foarte important. De asemenea, humusul. Discutam la început de humus. De ce s-a dus în jos? Păi de asta s-a dus în jos. Uitați-vă numai că în coeficientul de mineralizare am de 5 ori mai puțin la un pH neutru, la un pH acid, acid versus un pH neutru. Ceea ce denotă schimbările care au avut loc în, în, în pH-urile și tot ce ține de humus. Aici avem un experiment transpus, efectiv, ce înseamnă o plantă într-un pH de 5, ce înseamnă o plantă într-un pH de 7, tot ce discutam mai înainte, în special de blocările și așa mai departe. Și ultima, și eu zic că, că o una dintre cele mai importante aplicări, pe care, din fericire, nu este, nu este chiar a noastră, este a colegilor de la Fertilizer Europe. Fertilizer Europe este cea mai mare asociație de producători de fertilizanți pe bază de azot din Europa. Sunt cei mai mari producători, dintre care intră și ai noștri din țară și cei din Ungaria și așa mai departe. Ei, văzând și semnalăm problema asta cu humusul și problema azotului, în special în sol, aplicat după anumite criterii, au venit cu o corectare și au zis, domnule, avem nevoie de calciu ca să tamponăm efectele nocive ale azotului. Deptur mare. au o broșură care se numește Dan și în care apare acest tabel. Ce ne arată acest tabel? Ne arată foarte clar că pentru fiecare 100 de kilograme, de exemplu de azotat de amoniu, trebuie să venim cu 100 de kilograme de calciu ca să-l tamponeze. Și ce mai arată foarte interesant? Că la fiecare 100 de kilograme, de exemplu de nitrocalcar, de care nu știam că și așa se circula, că, că, tamponează, că face, că așa, trebuie să venim cu 50 de kilograme de, de teracalco, ca să tamponăm. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de tamponator la azot. Deci, dacă facem o tehnologie în care aplicăm 300-400 de kg de azot, atenție, să-l tamponăm. Ca altfel, structura o ia razna, pH o ia razna, microorganismele, exact. Totul de echilibru, am înțeles. Exact. Vă rog, putem să dăm. Aici e iar un tabel foarte interesant de la asociația de la Comifere, asociația producătorilor de fertilizanți din Franța, care au pus toate amendamentele, substanțele destinate amendării într-un tabel și le-au arătat care sunt cele mai puternice din punct de vedere al puterii de neutralizare. Lucrul ăsta apare și în cărțile de agrochimie din România, un pic uh, uh, ei au un fel de uh, au alt tabel, uh, dar uh, în speță arată exact același lucru. Teracalco are cea mai mare putere de neutralizare față de diversi carbonați. Putem să schimbăm. Uh, și acum vine un aspect foarte important. Foarte mulți se întreabă, domnule, câte cantitate necesară? Când aplic? Cum aplic? De la început, trebuie să precizăm faptul că trebuie să avem o analiză de sol ca să știm cu exactitate doza. Uh, dacă, totuși, Simțim că avem probleme, știm că avem probleme legate de băltiri, legate de tot ce înseamnă structură compactă și ne aflăm pe un, pe un teren acid, de exemplu, cu siguranță putem să ne gândim la o aplicare acum și cu o durată de viață de, eu știu, 3-4 ani, într-o doză mare. Dacă ne aflăm într-o zonă în care știm că nu avem probleme cu, cu pH-ul, Recomandăm introducerea Teracalco în tehnologie într-o doză mică. Da? O doză care să asigure consumul specific, o doză care să asigure tamponarea în azot, eliberarea structurii și, bineînțeles, deblocarea elementelor. Fac lucrul ăsta și garantăm că o să avem un, un sol excelent. E mai mult decât o garanție, efectiv ceea ce ne arată fermierii noștri și ne semnalează mereu. Uh, foarte mult ne-au întrebat, domnule, dar uh, când e momentul să-l aplicăm sau pentru ce culturi e destinat? Deci să se înțeleagă teracalcul e un produs pentru sol, în primul rând. De aici, înseamnă că e destinat oricărei culturi și când zic oricărei, nu, nu, nu vorbesc prostii. Doar perioada de aplicare e diferită. Fără discuție. E bine să-l aplicăm înainte. Asta trebuie să se rețină. Pentru că produsul trebuie încorporat ca să lucreze în sol. El acolo trebuie să lucreze. Și discut aici de toate culturile, bineînțeles, când înainte să pregătim. Fie înainte de o lucrare de bază, fie în perioada asta în care ne aflăm, înainte de o lucrare superficială. Da? Avem floare, porumb, știm, aplicăm acum, de exemplu, îl încorporăm ca să-și facă treaba până când începem să semănăm. Vă rog. Avem niște imagini sugestive cu aplicare la calcul la diverse culturi și putem vedea că e un produs care se aplică cu utilajele pe care fermierul le are Nu îndotan. trebuie speciale, da. Exact. E un produs granulat, un produs care merge ok aplicat și, și uh, nu necesită nici costuri mari, nu necesită nici uh, eu știu uh, eforturi mari în acea perioadă. Putem să schimbăm, vă rog. Avem câteva poze foarte sugestive mm -hmm. cum arată încărcarea, descărcarea, aplicarea și apoi incorporarea. Da? Făcută imediat. Cu cât reușim să o facem mai repede, mai cu repede, atât da. mai bine. Cu atât mai bine pentru că, până la urmă, trebuie să punem solul la dispoziția plantelor. da. El trebuie să producă maxim pentru noi, dar trebuie să rămână sănătos și trebuie să-l putem folosi și anul viitor, și peste 2 ani, și așa mai departe. Putem să schimbăm. Aici sunt câteva experiențe pe care am vrut să vi le prezint cu diferențele dintre culturi care se văd cu ochiul liber. Lucrurile astea sunt, sunt vizualizate. Sunt două sole chiar. diferite. Este chiar una lângă alta. Că vedeți că e același fermier, uh -huh. e una lângă alta. Se poate observa, într-o parte am aplicat teracalco, o tonă la hectar, într-o parte n-am aplicat, în neamț, la E un aspect foarte interesant care poate fi văzut de, și în special dat de diferența de talie. Asta apare și gândiți-vă logic, discutăm de un sol afânat, da? Păi, într-un sol afânat, rădăcinile mele automat o să pătrundă mult mai adânc. Asta înseamnă că energia care o, să o dea mai departe. Spre talia plantei va fi incomensurabil mai mare decât într-un sol compact în care, practic, mă limitează uh, penetrarea rădăcinilor. Corect. De asemenea, la grâu, putem observa culoarea foarte importantă. Să știți că plantele ne transmit semnale, ne transmit semnale prin culori. Cu, cu cât vedem, de exemplu, la grâu, o culoare mai spre albăstrui, un verde albăstrui, înseamnă un grâu sănătos, care e capabil să-și ia toate elementele nutritive de care are nevoie. Ei, aici avem un astfel de greu, în comparație cu cel din dreapta, care e îngălbenit din băgate. Iarăși, aici avem un, un, un porumb. porumb cu o doză destul de mică de teracalco, unde am aplicat. Se poate observa culoarea verde. În porumb e foarte important să ai o culoare verde-negricioasă. Cu cât ai o culoare verde-negricioasă, în da. atunci știi că ai un porumb extraordinar care e capabil să-și extragă tot ce are în sol. Și de asta avem nevoie. În partea din dreapta era un porum mai, mai îngălbenit. La fel și aici v-am arătat la, la Rad cu, cu, apa foarte multă. E un fenomen care o să, fie, o să, fie, din ce în ce mai des întâlnit în România. Aici floarea soarelui, în dreapta, că n-am putut să facem poza, în dreapta se cunoaște diferența de talie față de cea din stânga. În dreapta am aplicat, în stânga n-am aplicat. de desparte exact un, un canal. La cartof, iarăși, cartoful e o plantă, se spune, care preferă pH-ul ușor acid. Nu, cartoful este o plantă care preferă sol afânat, în primul rând. Și după aia discutăm de pH. Uh, în principiu, dacă ai sol afânat, el se dezvoltă, se face verde. Uitați-vă că în poza asta discutăm de, uh, de, niște, de un sistem radicular care, la fel cum v-am descris anterior, poate să-și extragă toate da, da, până și... La și, și se dezvoltă cartoful înăuntru, că dacă e într-un sol, e da. logic, într-un sol compact, nu, se, nu crește până la urmă. Și nu numai că nu Tubercul. crește, dar ne dăm și seama că tuberculul e, e bolnav, apare boala aia, inimii, inimii negre a Inima cartofului. Negre, da, da, da. Exact, și aia este exact din prisma acestui tip de sol. Iarăși la viță de vie. Un aspect foarte important. Vă spuneam de infecțiile primare cu, cu eu știu, umană și cu făinare, principalele boli, și chiar și botritis, putregai, sunt principalele boli la vița de vie și apar în special din, dacă am face prevenția corectă, adică n-am avea ochiuri de apă, n-am avea asemenea incidențe și n-am folosit atâtea substanțe pentru combaterea Pe acestor boli de, de, Corect. de asemenea, aici, rapița, altfel dezvoltată, mare cu limbu mare, așa trebuie să arate și cum să vă zic, e ce mai mare dragul că ea trebuie să acopere solul, asta trebuie să vezi la rapid. da, da, da. așa e, să fie compactă pe sol, rapița deja înflorită, înflorită. Da, cu producții foarte bune în sfecla de zahăr, iarăși se mare. mai cultivă sfecla de zahăr așa de mult la noi? Mai puțin? Din păcate mai puțin, dar e o cultură care are nevoie de... de... Corect am făcut și studii sol, de caz mai, observ. da, am făcut și niște studii de caz pe două tipuri de soluri exact pe ce discutam anterior adică pe sol acid și pe sol neutru pe un sol acid am aplicat uh, aproximativ o tonă la hectar uh, pe 500 de hectare am pornit de la un pH inițial pe o parcelă de 5,2 pe cealaltă de 5,7 am ajuns la 1,5 puncte după două luni E un lucru fantastic, o îmbunătățire extraordinară. Aici, bineînțeles, a putut fi posibil și datorită acidității hidrolitice aflate la un nivel destul de mic, adică conținutul de argilă mică, asta înseamnă aciditate artificială, care este mai ușor de combătut. N-am avut naturală, de-aia grea, pentru că cu siguranță dacă aveam o hidrolitică la un nivel extraordinar de mare, atunci era mai greu să facem lucrul ăsta dar rezultatele au fost fantastice și s-au văzut mai departe în, în, producție. Aici e un fel de, de, evidență, de probă. Asta am făcut practic pe h 5 și ăsta e studiu de caz. Restul le găsiți și pe site-ul AgroTV și pe, Corect. în alte zone cu celelalte experiențe pe care le-am făcut. Foarte interesant este pe un pH neutru. Dacă te uiți, putem schimba. Dacă te uiți pe, în literatura de specialitate, o să vezi că nu te, Putem schimba slide-ul, vă rog calciu sau produsele de amendare nu se recomandă pe un sol neutru. Ei, teracalco se recomandă pe un sol neutru. Și nu numai că se recomandă, dar am zis și noi să facem un experiment și am făcut, am făcut un experiment chiar cu stațiunea de la Turda. Turda, așa ce de la Turda. Da, da, am vrut să facem cu stațiunea, să nu facem chiar cu fermierii, că poate, poate se îndoiau anumiți. Și ce am zis? Am zis, hai să pornim Hai să pornim într-un într pH neutru de aproape 6,8 cu o hidrolitică de 3,72. Atenție, am făcut în V1 fertilizare cu azot, în V2 am făcut fertilizare, am aplicat doar teracalco, da? Fertilizarea de bază ce am avut și teracalco. Plusul de producție a fost o tonă 200 pentru V2 unde am aplicat teracalco. Deci, repet, în V1 am aplicat azot, în V2 sub formă de nitrocalcar. În V2 am aplicat Teracalco, am obținut cu aproape o tonă 200, chiar o tonă 276 oh, da. de kilograme mai mult. E extraordinar. E produsul anului în Ungaria, putem schimba. Și dacă ar fi să, să tragem niște concluzii, putem să discutăm că Teracalco chiar e un produs care, care merită. E impropriu, după cum v-am zis produs. E substanță activă pură, discutăm de un pH de 12,5, o putere de neutralizare de 185. Asta înseamnă o doză mică. Administrăm cu mea pe care îl avem în dotare, până la 24 de metri administrare perfectă sau 36, depinde de tipul de utilaj. E ușor manevrabil, vine în big bag, avem trei fabrici în România, putem să servim în orice, orice zonă. Uh, acționează foarte bine. Asta e cel mai important și repede. Adică îl văd. Nu stau un an de zile ca să văd că mi acționează produsul, ci îl văd. Văd solul afânat, văd că mi se comportă ca un burete, așa, când, când cval pe el, își revine. Și uh, a se reține, recomandăm pentru partea structurală a solului, da, partea chimică, rezolvarea problemelor de tamponare, rezolvarea problemelor ce țin de consumul specific și, în ultimul rând, microbiologia solului. Putem da și mai departe. Echipa noastră, colegii mei sunt mereu pe zonă, chiar te să ne... Deci pot găsi, da. Da, bineînțeles, și găsiți și pe internet. Și ei chiar ne ajută. Ca și surprize, pe viitor, ce pregătim? În primul rând, noi avem un fel de serviciu de prelevare Adică mai ajutăm fermierii, mai luăm câte o probă O ducem la laborator și pe baza ei Sigur, Vă interesează până la urmă de Exact, amendare, să le oferiți soluția corect. pe baza Acestor exact. probe de sol Exact și pe, ei, vă interesează. Pe, pe partea asta o să facem În afară de lucrul ăsta care va continua O să facem O să introducem un serviciu complex Agroforce, o să fie niște măsurători Pneumatice cu o companie De-a noastră specializată În, în cartări deci o să vină mm. practic deci O cartare, o cartare profesionistă da. da, bineînțeles, din toate punctele de vedere Vine, prelevează proba pneumatic Totul pe GPS și ne arată rezultatele Exacte ca să știm ce avem în sol Laboratorul este în Ungaria Adică o să fie niște date De care chiar avem nevoie În ultimul rând o să avem uh, îmbunătățirea gamei Teracalco, Garden și Optilit și, bineînțeles, niște surprize, adică avem niște produse noi pe care le gândim și care. Deci, doar trebuie să întrebe vom... pe colegii tăi și pe tine atunci când <coughs> ajungi în zonă despre aceste lucruri pe lângă Teracalco. Fără discuție. Uh, ultimul minut, uh, pentru că trebuie să vorbim uh, despre anul care de-abia început. Cum prevezi uh, evoluția anului agricol? Uh, care a început în toamnă, adevărat că un an agricolier un pic a al altcumva, dar suntem deja în primăvară și observăm niște beneficii. Până am a plouat, e în regulă, cât de cât, în alte locuri chiar a plouat foarte mult. Cum vezi anul acesta calendaristic până la urmă 2021? Da, îl văd uh, uh, diferit pe regiuni. Da. Foarte important. Unul la mână. Doi la mână, îl văd mai bun decât anul trecut, chiar mai bun decât ultimii doi ani. Uitați, premisele și apa care o avem în acest moment în sol ne arată că va fi un an mai bun. Surprizele pot apărea, tot timpul pot apărea. Dar avem speranța și, și credem că va fi un anul mai bun. Regiunea din Transilvania a Transilvania suferit un pic din, din cauza precipitațiilor multe anul trecut și sperăm că anul ăsta să fie, să fie ok. Aprovizionarea în apă e bună, mai peste tot în țară. Sunt câteva zone, într-adevăr, în Moldova cu probleme, dar arată bine. Noi suntem optimiști. Deci, optimism că este an. cuvântul, și până Așa la urmă uh, să folosească produsele care sunt. Uh, eu știu, specifice și mai ales cele care sunt indicate pentru diferite așa perioade aici. de genul ăsta. Și cu grijă pentru sol, cu grijă pentru sol. Mulțumim Bogdan soluții inovative de la Carmeza. Am văzut în, și cum rezolvăm o parte din problemele solului astăzi la emisiunea noastră. Îi mulțumim lui Bogdan, a făcut așa o prezentare ca la școală, ne-am simțit, dar cred că și dumneavoastră, celor care ne ați urmărit, va fi de folos tot ceea ce ați văzut mai departe. O să aveți posibilitatea să vedeți această emisiune și pe YouTube-ul nostru Agro TV, așa că ați prins acum cea mai mare parte și sunteți interesați, uitați-vă săptămâna viitoare pe AgroTV, pe YouTube. Mulțumim, Bogdan! Spor și să avem un an bun! Vă mulțumesc și eu să avem un an bun! Doamne, Doamne ajută! de succes!